delicios. Salut, prieteni! Astăzi m-am gândit să vă fac ceva dulce, dar în același timp foarte sănătos, și anume un baton proteic de ovăz. Pentru această rețetă este foarte simplă și foarte ușor de făcut. Am folosit 80 de grame de fulgi de ovăz, 40 de grame de unt de arahide, 30 de grame de miere de albine, dar puteți folosi sirop de arțar la fel. Merișoare folosesc eu uscate, dar puteți folosi orice fel de alt fruct uscat sau confiat. Și aici am o banană. Așa, pentru a începe, avem nevoie de un bol. Adăugăm în el fulgi de ovăz, merișoarele, miere de albine, untul de migdale. Bun. Amestecăm binișor aici, așa, dar înainte de toate, banana noastră o strivim și o facem piure. Puteți folosi un pasator de piure sau chiar robotul. O să folosesc în cazul meu o furculiță. Cam asta e, da? O turdăm deasupra. Este compoziția noastră și nu uitați, adăugați un praf de sare. Cam așa. Amestecăm bine de tot. Ia cam așa arată, da? Uitați. Asta e consistența pe care o căutăm. Acum, eu am pregătit o caserolă din plastic și o foaie cerată, dar puteți folosi foaie de copt în același timp. Acum luăm toată compoziția asta și o vom pune în caserolă. Folosesc foaie cerată, că aș vrea să o scot ușor. O întindem frumos, o facem așa ca o tabletă. Cam așa, în toate colțurile. Frumos. Acum, pentru că am marginile mai lungi, o voi acoperi frumos și o mai presez, să o modelez așa uniform peste tot. Împingem frumos, fără frică, nu avem ce să stricăm. Acum, fiind gata, o băgăm la congelator, eu zic undeva la o oră, două ore, depinde. Ea trebuie să fie tare. Prieteni dragi, batonul nostru a stat, în cazul meu, două ore la congelator. După care îl puteți pune la frigider. Nu lăsați să se congeleze prea tare, doar când el s-a întărit, e puțin molicel, îl scoateți de la congelator și îl puneți în frigider. După aia poate fi servit oricând. Acum am să vă arăt cam cum arată el înăuntru. Desfacem frumos folia. Cam așa. Frumos. Asta-i. Și vom folosi un cuțit. Îl tăiem ori așa, ori așa, cum vreți voi. Poftim. Asta e batonul nostru. De cereale. Cam așa arată. Înăuntru, banană, fructe confiate. Ce doriți voi? Eu am pus merișoare. Delicios. Și la gust, magnific. Pe total, dacă v-a plăcut rețeta mea și vreți să vă mai urmăriți, dați un like, subscribe, nu uitați și ne vedem la următorul video.